Litoralul nu înseamnă doar plaje agitate cu muzica surzitoare în boxe și distracție până în zori în cluburi. Există un loc la malul mării unde timpul parcă s-a oprit în loc. O plajă sălbatică și liniștită cu nisip fin și apă curată este cea de la Tuzla, unde turiștii se relaxează fără șezlonguri și baldachine, cocktailuri sau șampanie scumpă. Sătui de plajele aglomerate din stațiunile de la Marea Neagră, turiștii caută deseori locuri liniștite unde se aude doar muzica valurilor. Dacă din peisaj lipsesc și plajele de lux, baldachinele sau comercianții, o vacanță pe litoral poate deveni o adevărată oază de liniște, remediul după o săptămână agitată. Un astfel de tablou feeric întâlnim și pe plaja de la Tuzla, acolo unde marea își leagănă lin valurile. Turiștii vin aici să se relaxeze, să uite de griji și să admire frumusețile naturii. Noi aici venim la niște prieteni și din cauza asta am ales în primul rând și în al doilea rând e mult mai liniștită față de alte plaje. Ce vă place? Liniștea. E mai și marea mi se pare mai, parcă mai naturală în partea altă și acolo e, nu poți să spui că nu, dar oricum aici e mai, aici venim de ani de zile și copiii poți să-i vezi mai bine în apă, acolo la eforie mai aglomerat un pic. Și trebuie să stai chiar numai la mal să-i supraveghezi. Mai stai pe plajă, mai te uiți. E frumos oricum. Am venit anul trecut, am mai venit acum 2 ani, parcă n-am mai venit formuiară și an de a rândul. Mai mergem la Nămol. Se aude marea aici, în altă parte se aude muzică, se aude altceva. Aici se aude... Acolo e gălăgie în eforie, e bine. Aici? Aici v-am spus, e mai liniște, e mai, sau de mare, aveți mai bine, e mai natural față de alte părți, nu? Da. E mai natural, e mai altfel. Pentru asta vii, pentru liniște, nu? Să, da. Să te delectezi. În partea alta am fost o zi, dar nu. Dar poate-ți atâta drum, că e destul drum de la șosea în coace. Este, sunt vreo câțiva kilometri, sunt, da, nu știu exact, vreo 3 parcă. Da, da, asta e. Ne-am obișnuit deja. De ani de zile venim aici. Nu mai îmi place la aglomerație. Nu mai... Căutați altceva. Căutăm ceva mai... Să stăm mai liniștiți. Viața e destul de agitată. Și măcar aici să stăm mai relaxați. E mai liber, mai... pentru copii să alerge mai... să aibă unde să se distreze. E o plajă amenajată aici? Este tocmai de aceea că ne gândim și noi că nu este salva, nu este salvamar, geamanturi, dar ce faci? Să avem grijă. Da, nu vreau, voiam să vă întreb ce vă atrage aici, pentru că pe alte plaje se aude muzică. E prima dată când venim și e frumos. E liniște? Da, e... da, liniște, da. Muzică nu există, mai liniște așa, puțin mai retras. E mai sălbatic? Mai sălbatic, da. E mai sălbatic. E o plajă mai ascunsă? De privirile... Nu, nu deranjează, nu. Dar e pentru copii, ca să aibă unde să joace, să alerge mai mult, asta și pe mine. Este mai curat și nu e muzică pe plajă. Liniște. Este ceea ce caută un turist când vine la mare? Cred că depinde de turiști, că sunt turiști și turiști. Sunt care preferă distracție și muzică, sunt care preferă să asculte și marea, să se poată fi în liniște. Ce vă place dumneavoastră? Ce preferați dumneavoastră? Eu prefer locul acesta. Da. E mai retras, e mai... Da. Și pentru că este mai retras și pentru că ai parte de un pic de intimitate. Nu e chiar ceașaf lângă ceașaf. Și plus vezi un pic de verde. În jur, simți că este natural. Auzi sunetul valurilor? Se aud valurile, se simte vântul printre copacii de lângă. Este foarte bine. Dar nu avem porumb fiert, nu avem înghețată, nu avem... Nicio suferință. Dacă nu e porumb fiert și când este ora prânzului sau spre seară, este aici o pescărie foarte bună, gătesc ce au prins de dimineață, e foarte plăcut. Bateți atâta drum, e un drum prost până aici. Sunt 3-4 km de la... Sunt, e adevărat, sunt vreo 10 minute de mers pe un drum destul de prost, dar cred că în felul ăsta a rezistat locul. Așa. Nu e cea mai plăcută și, din păcate, sunt foarte multe locuri în România care sunt așa, se ajunge așa la ele, dar e, uneori am impresia că este mai bine așa. Merită efortul. Merită efortul, da. Singurul inconvenient este însă faptul că drumul până la plajă este destul de anevoios.
Turiștii sunt nevoiți să meargă câțiva kilometri prin câmp, însă odată ce ajung în acest colț de rai, parcă nimic nu mai contează.